aude dacă spune mai tare. Dar cine sunteți dumneavoastră? Presa! Eu am protestat și o să vă dau... Nu se aude, stați un pic, ce o să vă spun? Deci eu fac cursuri regulate pentru mine. Eu am o mică afacere, mă descurc cum pot. Și fac import-export de materiale. Și vin din Norvegia, din Germania. Fac 20 de ore din Norvegia până la până în România și fac 24 de ore de la Satul Mare până în Piatra Neamț. 400 de kilometri. Înțelegeți? Am o mică firmă care nu are datorii la stat, care încearcă să supraviețuiască, da? Credeți că va avea vreun ecou acest protest? Nu, atâta timp cât Piatra Neamț are 70.000 de oameni, toți vor fi beneficiari autostrăzilor. Toți vor fi beneficiari, atâta timp cât cei din sistemul de buget, profesori, doctori, polițiști și toată lumea stau bine mersi la mărirea salariilor PSD, da, și alții, da, avem nicio șansă. Cei ca mine ce să fac? Copiii mei ce să fac? Am arătat că ne pasă, nu? Nouă degeaba ne pasă. Nouă degeaba ne pasă. Cel mai mare câștig al PSD-ului este dezbinarea. Atât. Restul e cancan, cum îmi place mie să spun. Toții ne dăm de tăvălugul, ne dăm afacerile cu statul, nu le fac eu. Da? Le face, pe drumul, le fac cei mari, firmele din zonă. Arătați-mi pe cineva de la trust de DCP, care ia toate străzile din județul Neamț. Arătați-mi unul care nu interesează, că ei trebuie să le facă, nu? Nu e aici nimeni. Arătați-mi ăștia de aici, din, uitați, Consiliul Județean. E vreo unul să vină măcar să ne strângă mâna. Domnul polițist, deci domnul polițist care îl vedeți acolo, mi-a dat amendă pentru că a zis că stau prea mult în concediu și le scup semințe în cap. Avem un proces la tribunal pe treaba asta. Da, 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 deci nu... Asta este statul român. Asta ne încurajează statul român, da? Ce ne încurajează? Ce să facem altceva? Spuneți dumneavoastră, protestăm și atâta. Mă duc acasă, probabil că mă trezesc cu o amendă prin poștă sau cu vreun control de pe la ANAF. Dar nu știu dacă ar fi vreun motiv să păi un motiv nu sunt. Păi da, da, ia spuneți-mi care este motivul ca să nu avem autostrăzi. Avem vreo unul? Nu avem niciunul. Deci un motiv. Dar căutăm. Organizăm studii de fezabilitate până ne ies ochii din cap. Și contestații la contestații și până iese cine trebuie, știți cum e. În alegeri, părerea mea, e una și încheie. În alegeri, probabil că este doar, până acum, cel puțin în 30 de ani, am văzut doar atât. Cum, cine fură următoarea tranșă de bani? Deci atât, restul e cancan, restul e istorie, vorbim nimicuri, să-mi arate mie, domnul Dragnea, câte salarii a plătit el cinstit. Domnul Negoiță, cel mai mare datornic la ANAF, da? Pe lista aia a rușinii, 260 de milioane de lei noi. ANAF-ul s-a dus să-i dea, mie mi-a pus echestul pentru 30 de lei. 30 de lei de acum 10 ani, da? Deci asta e țara cu care ne luptăm noi și asta este mentalitatea. Până nu ne schimbăm mentalitatea, suntem zero. Vrem să ni se dea, să ni se facă, să ni se ducă, da? Dacă se poate să coste mult, puțin și să fie bun. Nu, să fie ieftin, să fie bun și să fie mult, da? Asta este principiul românesc. Dar ne place străinătate. Ne place că ne place. O zi bună, vă doresc numai bine. Mulțumim, la revedere. Mulțumim tare mult!